Aici avem un tester pentru măsurarea capacității bateriei. Cu el putem verifica dacă bateria este defectă. Deoarece piața de trotinete second hand e în creștere, e bine să știm cum putem verifica problemele pe care le poate avea o trotinetă utilizată. Problemele mecanice sunt mai ușor de identificat, ne uităm la ea, vedem că e ceva rupt sau defect, dar pentru problemele electrice ne trebuie niște aparate speciale. Acest tester ne spune cât la sută a mai rămas din baterie din capacitatea inițială sau, cu alte cuvinte, în ce măsură a fost abuzată bateria. Sau dacă e defect. Sau dacă e defect. Dacă e defect, testul se întrerupe automat. După capul nostru, ăsta ar trebui să existe în orice serviciu de trotinete, nu? Orică e autorizat sau... Autorizat sau nu? Autorizat e automat. Dar ar trebui să existe unul din ăsta, ca să știi ce are baterie. Deci dacă am o trotinetă pe care doresc să o cumpăr, mă duc la firma care o vinde, comercializează acel produs, care bineînțeles are serviciu autorizat, și cer să-mi facă un test de baterie pentru ca eu să știu ce cumpăr. Și dacă bateria e bună din stat sau dacă are ceva... Dacă sau în ce măsură bateria e acceptabil... Acceptabil de nou. Acum, dacă serviciurile au aparatul ăsta sau nu, noi nu avem unde să știm. Noi suntem doar atelier. Putem să facem o prezentare, totuși să vedem cum funcționează. Da. Cosmin, tu faci prezentare. Deci avem aici o baterie de 52 de volți cu 18,2 amperi. Bateria se conectează la acest aparat. Eu am conectat-o și la un aparat de măsură ca să vedem ce tensiune are pe ea. Deci, bateria în momentul de față are 53,3 volți. Am conectat acest tester la baterie în această bufă și sunt anumiți parametri care trebuie setați. Aici testerul identifică că bateria este pe litiu, dacă ar fi pe nichel, am avea alte valori, el identifică automat tipul bateriei. De aici se selectează curentul de descărcare al bateriei. Pot fi alese diferite valori pentru curentul de descărcare. În cazul de față, bateria este de 52 de volți. Pentru 52 de volți trebuie setată valoarea la care testul se oprește. În cazul de față, trebuie testat 42 de volți. Deci la 42 de volți testul se oprește. Ai dat 42,2. După ce s-a setat, aia se oprește și testul începe. Deci el ne arată că are 52,3 volți, exact cât avem și aici. Descarcă cu 5 amperi. Și acum el începe să descarce bateria. Da. Deci vedem cum tensiunea începe să scadă. Deci dacă bateria are 18 amperi și descarcă cu 5 amperi, asta înseamnă aproape 4 ore de funcționare. Atât ar dura testul pentru ea ca să o descarce complet. Deci în 4 ore descarcă o baterie de 18 amperi, aproape în 4 ore. Deci ne vedem în 4 ore. Cut. Da, nu o să stăm 4 ore ca să se descarce complet bateria până la valoarea de 42 de volți. Până în momentul de față, testul a durat 22 de minute și bateria s-a descărcat la 50,4 volți. La sfârșit, când tensiunea ajunge la valoarea presetată de noi, respectiv 42 de volți, aici testul o să dureze, să spunem, 3 ore și ne dăm minute. 120 și nu știu câte minute. Cu o anumită formulă de calcul, putem să aflăm capacitatea acestei baterii. Dacă timpul nostru era 120 de minute, timpul de descărcare a bateriei era 120 de minute, înmulțit cu 5 amperi cât am setat noi curentul de descărcare, care putem să-l setăm la o valoare mai mare sau la o valoare mai mică, împărțit la 60 de minute, cât are o oră, ne dă 10 amperi. Asta ar fi însemnat că bateria are 10 amperi oră pentru un timp de descărcare de 120 de minute. Dacă timpul de descărcare ar fi fost 180 de minute, timpul în care s-a descărcat bateria, ori 5 amperi pe oră, că atât am setat noi curentul de descărcare, împărțit la 60 de minute, cât are o oră, rezulta
Rezultat 15 A. Uite, 180 pe 6, 3 ori 5, 15 A. Da. Aici ne pot da, în loc de 180, poate să dea 155 sau cât, cât măsoară aparatul. Depinde de timpul, depinde cât timp avem pe aparat sfârșit. Da, cât timp ne arată aparatul aici. Păi n-am mai spus asta odată? Păi n-am filmat. Oh, deci follow și subscribe.